Bună seara, stimați telespectatori, din nou în studioul Nest TV Channel cu invitații mei din Rădăuți. Discutam până acum în prima parte a emisiunii despre administrație și, să spunem, lipsa de profesionalism până la urmă. Asta se traduce într-o deficiență de imagine. Foarte, foarte mulți care încearcă să compenseze lipsa de profesionalism fac și nu odată se întâmplă și trebuie să recunoaștem, nu numai la Rădăuți se întâmplă asta, dar discutăm acum despre Rădăuți pentru că este o localitate totuși emblematică. Și mulți, spuneam, care nu au prea multă legătură cu administrația sau doar o au pe hârtie, încearcă să facă tot felul de cârpeli de imagine rapid ca să, într-o formulare neacademică, să ia ochii publicului și să ia fața concurenților. Haideți să discutăm, domnilor, despre așa ceva. Cu toții și discutam, nu ascundem, telespectatorilor, discutam în pauză despre cât de rău arată străzile în Rădăuți. Exact. Discutam și chiar și în prima parte a emisiunii despre ce lipsuri nu au fost suplinite în această perioadă cât dumneavoastră ați lipsit de la conducerea societății și pe nedrept ați lipsit, ca să o spunem clar, instanța, din nou repetăm pentru telespectatori, hotărâre definitivă și executorie. Așteptăm într-adevăr și comunicarea oficială. Bineînțeles, da. Dar totuși lipsurile au fost și în continuare există și un oraș este în continuare, așa cu sabia lui Damocles deasupra capului, pericolul să rămână cu aceleași probleme în iarna viitoare. Iarna însă problemele cu căldura se văd prima dată și mai puțin cele cu străzile. Vara este exact invers. Vara circulă lumea mai des, mai mult și vedem mai des gropile din oraș. Sunt totuși câteva străzi pe care domnul primar Bogdan Loghin le tot vehiculează pe diferite site-uri unde domnia sa are un acces mai bun, mai facil din anumite motive și le tot vehiculează ca fiind mari realizări. Eu din câte mi-aduc aminte, totuși Rădăuțiu nu are vreo 7 străzi numai sau 8 și din ce știu eu, cea mai bună stradă a Rădăuțului este Centura, așa spun mulți, care nu a făcut-o primarul. Da, bine. Din păcate partea asta de infrastructură nu e un punct foarte cu care să ne lăudăm, din contră, adică este ceva care ne aduce dar un nu ar minus fi trebuit de imagine. Adică avem un an și ceva de da, tocmai avem cum am spus, un primar adică nou la Rădăuți, o altă viziune, o altă forță. Da, sunt arterii sunt arterii principale care fac accesul de intrare în oraș și de ieșire, care arată într-un mod destul de jalnic, ca să-i spunem așa. Mai ales, îmi pare rău să o spun, a fost acel episod când s-a început anul trecut asfaltarea unei străzi noi, ca să spunem, care a fost recent reabilitată? Nu, a fost o stradă care a fost cu pietriș, cu astea și la un moment dat s-a făcut asfaltarea într-un mod defectuos încât a fost necesar ca să fie din nou să fie iraclat, scos acel material care e de bitum, care în compoziția lipsea bitumul din compoziția asfaltului. Și sunt niște pierderi care, care nu știu, scot la iveală tot lipsa de profesionalism, dar probabil, sau lipsa de responsabilitate. Cine plătește pierderile astea, domnul consilier? În primul rând, noi ca contribuabili, noi ca oameni. Și este normal poziția PSD-ului în Consiliu, că sunteți al doilea partid, înțeleg, din Consiliul, da, local. Poziția PSD-ului care este în Consiliul local? Poziția PSD-ului față de așa o chestie, de față, primarul trebuie este o lua la întrebări? Da, este o lucrare care este contractată către o anumită firmă. Firma respectivă trebuie să-și facă treburile încât la recepția lucrării să nu fie absolut nimic, ca să găsești părți negative din sigur partea
dar trebuie să fie și implicarea din partea primăriei sau a conducerii primăriei, nu știu cum să mă, ca să nu mă exprim greșit. Conducerea primăriei, da. Pentru ca lucrurile să nu... Până la urmă e ordonatorul de credite primarul. Exact. Să nu fie lăsat pe principiu treacă meargă, să spunem așa, și atunci ne dăm seama la sfârșitul lucrării că de fapt nu am rezolvat absolut nimic. Bine, mai avem o stradă, strada Bolovățului, care... În aceeași speță. E singurul proiect al primarului inițiată, că străzile, restul celelalte străzi sunt de pe rămase din vechiul mandat. Hai să ne spunem celelalte străzi din vechiul mandat, că începuse... Bogdan Vodă, Dobrogeanu Gherea, Ion Nistor, care vine asfaltat, Școlii Noi, Horea, da? Sunt prinse într-un proiect de Nistor Tătar, multianual, da? Primarul dinainte. Iar primarul dinainte a reușit să înceapă Bogdan Vodă din acest proiect și a continuă strada Gării, care este asfaltată acum. Singurul proiect nou este Volovățului, care la ora actuală de o săptămână îl rade înapoi. Bine, nu știu acum ce prevedea proiectul respectiv. Asfaltare? Două straturi? Deci asfaltare... Bun, două straturi și acum ceva ce exfoliază... Tot. Exact. Dacă așa au prevăzut proiectul, nu știu, dar nu e cam puțin, adică o stradă în 2 ani jumate? Avem cu singurul acum, proiect nou, o singură acum stradă avem, în 2 ani jumate? Avem bănci, avem pe strada Bogdan Vodă, banca lui Moș Crăciun. Băncile lui Moș Crăciun, probabil că astăzi de acolo o să vină și căldura la iarnă, cred că nu știu, sperăm să nu. Păi ne uităm la ceas când vine Moș Crăciun ca să stea pe bancă, știți? Știți problema ceasului, da? Ne uităm la ceas ca să știm când stăm să vină ceasul ăla scump, așa, ca alea de la București, lui Oprescu? Așa. Sau poate mai scumpe? Probabil, nu știu. Au sau fost probabil atunci. La este o chestie respectiv care, să spunem, frumoasă sau, cum a spus dumneavoastră, din aur ceva care se iau ochii, dar, nu știu, probabil, poate ar trebui ca să ne prioritizăm bugetul local în funcție de prioritățile pe care ne dor cu adevărat, partea de infrastructură, partea de iluminat public, partea de siguranța cetățeanului, a pietonilor, ca să spunem, la circulații, adică partea de circulații, partea de, nu știu, amplasarea camerelor video în diferite în parcuri, să fie supravegheate, la fel să avem sunt zone... Au început să pună din nou umbrenuțe în parcul central. Așa, am înțeles că se laudă, e o chestie, uite, un semn bun. Da, să spunem că pe lângă umbreluțele respective, dacă ar fi și mai pe timpul nopții iluminat mai bine și cetățeanul ar avea, o siguranță că poți să circule la o anumită oră și asta, într-adevăr, am putea spune că ar fi un proiect mai complex ca să... Deci avem parcuri în municipiul Rădăuți, 3 cel puțin, care pe timpul nopții, asta o spun din punct de vedere al cetățeanului, nu ca și consilier local. Da. Aș vrea mai mult, adică cel puțin pe partea de iluminat. Este o beznă totală, ca să spunem, și atunci pur și simplu ți-i frică ca să circul la o anumită oră pentru... Fără ochelari. Îl percepeți așa ca pe un om romantic, pe domnul primar? Sau nu știu, cine știe, noi poate asta e viziunea lui, mai mult romantism. Probabil. Îi putem sugera, adică susținerea o are, dacă ideea să punem toți, să fim front, să facem un front comun și atunci să găsim o soluție. Partea cu camerele de supraveghere, ca să spunem, la fel, care deci conferă o siguranță cetățeanului sau cel puțin într-o anumită zonă care... În momentul de față, nu știu, probabil în zona centrală sunt amplasate tot niște camere de supraveghere care... Asta, școlile nu au? Nu știm dacă, în ce măsură, sunt funcționale sau nefuncționale. Școlile au a lor. Școlile țin pe... Exact. Sistemul lor. Nu știu, s-ar mai putea face proiecte, ca să spunem, pe partea asta de susținere a copiilor, acum cu diferite locuri pentru skateboarduri, pentru... biciclete, pentru... Nu știu, da, să încercăm să găsim soluții pentru... Petrecerea timpului liber mai frumos de către tine, exact, să simtă adică, că au ei povestea lor de viață în orașul lor. Da, nu știu, poate să-i mai scoate din rutina asta
nu știu, a foarte telefonului, multe a tabletei, a... tablete, exact, foarte multe calculatoare, foarte multe telefoane, da, tehnologie în general, gadgeturile astea și petrecerea timpului liber nu, exact, nu mai este o prioritate și credeți dumneavoastră că primarul nu are genul ăsta de preocupări? Da, sau dacă le are, nu le-a comunicat nimănui, ceea ce este la fel de grav. Da, nu contest partea cu dezvoltarea, ca să spunem, a străzii Bogdan Vodă. Într-adevăr, este un proiect frumos, este doar că, nu știu, trebuie să ținem cont și de partea financiară, ca să spunem, adică corelat investiția pe care o facem, dacă se merită sau s-ar putea face cu o investiție mai mică și atunci să mai redirecționăm în altă parte. Am înțeles. Exact. Nu știu, părerile ne sunt împărțite. Acum, v-am spus, probabil cea mai bună sau părerea care o să aibă voturile mai multe, aia o să iasă câștigătoare. Cetățenii vor în 2024 vor hotărâ. Asta e toată, tot parcursul, ca să spunem așa. Bine, cetățenii vor hotărâ, dar cetățenii trebuie, până una alta trebuie să știe și când trag linie. Dom'le, am avut un oraș curat, am avut un oraș fără gropi, am avut, uite, predăm viitorului primar un oraș încălzit bine cu rețele noi de apă și canalizare în cazurile unde este necesar. Acum, înțeleg că toate astea devin așa un fel de dorință. Mai da, ca să facem o glumă, deci de probabil vis. Că asta duce univa spre perfecțiune. Dacă un primar ar face toată chestia asta, n-ar trebui să predea nimănui. Pur și simplu să-și predea lui tot la ciclul ăla de 4 ani, când e mandat. Da, dar se schimbă pentru și preferințele electoratului. Pentru se că cetățeanul, și electoratul în sine. Exact, cetățeanul, în fond și la urmă, el este ăla care decide odată la 4 ani, în funcție de ceea ce și-o dorit, ca să vadă în comunitatea respectivă ce s-a realizat în comunitatea respectivă, nu știu, ideile care, nu știu, ceva să fie spre nou, spre dezvoltare, spre... Sigur, adevărul e că, care că ne ajute, penurie, adică o penurie de, de idei de astea de dezvoltare, totul e rutinat acolo la Rădăuți, pentru... Așa înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră. Ideile de dezvoltare sunt subțiri, puține, una, două, trei dacă sunt, și alea discutabile parte preluate dintr-un alt mandat. Înțeleg că ce s-o preluat dintr-un alt mandat și putea fi dezvoltat, o rămas în urmă. Bineînțeles. Se discută, poate să și abandonăm. Aceste lucruri trebuiau terminate anul trecut. Păi... Da... Da. Da, bine. Eu sunt ce să vă spun, de acord cu ce să vă spun pe zona, Tolocii, da? Zona Tolocii. Deci există străzi care... Zona asta a Tolocii, eu aud discutându-se încă din perioada mandatului lui Aurel Olărean și îi se reproșa domnului celălalt frunză, deci Mihai, că n-a făcut mare. O turnat frunză. Asfalt acolo, pe Toloacă, deci n-au să mai prindă sigur de grabă asfalt acolo. Cât, câteva 17 sau 20 de kilometri de asfalt turnat pe zona Toloci. Vă dați seama. Într-adevăr, a fost o stradă care e destul de lungă ca să ca și suprafață. Străduți mici. Da, plus mai sunt străzile laterale. Deci care un proiect din ăsta de case, seama. O zonă de case. Da. Plus, da, v-am spus, din păcate nu ne putem mândri cu chestia asta. Suntem municipiu și avem străzi care nu au... Nu sunt racordate la rețea de apă, la rețea de canalizare. Lucruri care le-am putea face, probabil, tot prin accesarea anumitor fonduri, dacă nu există bani din bugetul local. Nu știu, să ne străduim, să acceseze diferite proiecte care se pot face. Nu este ceva de făcut de la o zi la alta. Și măcar să comunice. Dar, cu dumneavoastră și cu oamenii, adică să nu fie pusă lumea în fața faptului împlinit și după asta să-ți dai seama, mă, dar se putea face mai bine, se putea face mai mult, se putea face mai repede. Eu cred că nici în interiorul partidului nu este comunicare, nu se comunice cu consilierii PSD, exclus. Nici la PNL între ei? Păi luați cazul de săptămâna trecută cu demisia domnului Chiprianov, da?
Ce să mai zic? Dar totuși, cum demisionezi? Adică voi, între voi, consilierii, vă mai știți, mai aveți și alte discuții, nu doar din astea numai strict politice, eu votez așa, tu nu, gata, știm rezultatul dinainte de ședință. Dar se întâmplă, în general, rezultatele se cam cunosc, în 80% din cazuri se cunosc înainte de ședință. Ședința e doar o formalitate necesară. Probabil că aici depinde foarte mult, dar, adică modul de a-ți păstra verticalitatea aia și de a, nu știu, cel puțin să iei o decizie pe care să fii într-o proporție de aproximativ, dacă nu chiar 100%, pe aproape. Bun, și că asta l-ar fi determinat pe consilierul respectiv să plece sau ce știți? Nu știm asta, adică na, nu știm detalii din interiorul partidului, dar probabil cu anumite semne de întrebare există atâta timp cât după o perioadă scurtă și totuși a ținând cont de faptul că este o persoană care vine în domeniul sportului unde ai două variante, adică ori pierzi, ori câștigi. Nu există chestia aia din mijloc. Medalii mult. Da. Adică, da, bun, înțeleg, de notorietate pentru zona locală. Dați seama, și... Da. Bine, dar asta e, mă refer ca o chestie generală, indiferent de culoarea politică sau indiferent de, nu știu, să-ți păstrezi o anumită arie pe care să te ții de area respectivă, să nu începi să dreapta, stânga, să nu știu, ceva care să, sau cel puțin să încerci să convingi sau să aduci cu argumente cuiva, domnule, vezi că este, asta e de fapt soluția bună, nu... Dar poate că asta este modalitatea, divide et impera, desparte și condu. Exact așa, da, este la serviciul comunal, da? Nu știi cine se conduce acolo. I-a făcut pe toți. Unul conduce într-o parte, unul într-o altă parte, nu știi. Deci este dezastru acolo, sincer. Deci nu au un om de la conducere. Bun, da? Și acolo discutăm de o societate care nu se rezumă doar la furnizarea căldurii. Nu, e și cu salubritatea. Partea de salubritate, partea de... Fracția umidă și uscată, deci un nou menajer. Și acolo e o problemă. De exemplu, acum la Rădăuți, pe partea de spații verzi. Nu se știe cine se ocupă de întreținere, de, nu se știe, că ar fi servicii comunale, că ar fi primăria Rădăuți. Că... Dar ce e așa de greu să știi? Adică doar Rădăuți nu e o metropolă de 2 milioane de locuitori? Da, probabil, nu știu, lipsa comunicării sau a necomunicării. Chiar, bun, nu e niciun oraș mic cum este Solca, dar totuși ce e așa greu să știi cine... Circul mult prin Rădăuți, da? Domeniul de activitate mie... Și văd multe persoane, de exemplu, la tuns iarba, da? Da. Străini, ceva nu sunt. Eu știu că primăria are serviciu de... strict pentru a deservi partea asta și palierul ăsta de activitate. Da. De activitate, da. Și dumneavoastră probabil că îi cunoașteți pe mulți dintre ei. Că... Vă dați seama că am lucrat acolo, știu ce aveam, noi aveam... parte de curățenie pe străzi, trotuare, da, spațiile verzi sunt în domeniul primăriei, da, au serviciul lor, da. Noi eram pe curățenie, deci pe străzi, trotuare, bine, și alte activități de mentenanță la iluminatul public, alte lucrări, un branșament de apă, branșamente, ce necesită pentru comunitate. Că ați deschis subiectul cu gunoiul menajer. Este o problemă mare la Rădăuți. Eu când am prins, așa s-a întâmplat, să închidă groapa provizorii la Rădăuți și ca tot județul ducem la moara, da? Groapa ecologică. Și din acest motiv s-a urcat prețurile, știți că la Rădăuți o sări tot timpul în sus, că deci e prețul 21-22 de lei pe persoană. Să știți că este foarte greu, e o cheltuială mare, dar au primit o amendă de o lună de zile, două, în urmă, pentru că depozitau gunoiul menajer pe groapa cea închisă. Este o problemă. Și cum o rezolvă? Primăria v-a spus ceva despre asta. Cum se rezolvă problema asta? Nu știu, probabil sunt lucruri care vor mai primi probabil o altă amendă pentru continuare. Nu, eu cred că la a doua abatere li se ridică licența, cam așa e.
Probabil deci, sunt lucruri care se preferă ca să bagi undeva sub preș, fără prea mulți ochi, fără prea a se ști prea mult de un anumit cerc de persoane care fac parte din asta și atunci... Nu se va mai băga mult sub preș gunoiul, mai ales gunoiul. Să sperăm că nu se mai... Este totuși, o problemă la nivel național, 2022, să știți. Nu, la nivel național sau nu, dar totuși nu poți să duci. Adică închis o groapă cu fonduri europene, nu? Nu. Groapa închisă cu fonduri europene este închisă, dar până s-a dat drumul la groapa ecologică de la Mara, s-au făcut niște gropi provizorii. Da? Acum să vedem cum spune legea. Cu relocarea ei sau... Ulterioară la Mora sau cu posibilitatea închiderii, ermetizării. Da. Ea normal este închisă cu un strat de pământ impus de către mediu. Nu spune cât de gros, la ce face? Să nu apară gunoi menajer nou peste pământul respectiv. Da? El e pus, crește iarba, dacă dai ceva nou, se vede că e... Se vede, evident că se vede dacă depozitezi ceva peste un strat de pământ. Asta e... deocamdată. Ce se va face cu aceeași situație și la Dorna, și la Câmpul Lung, și la Fălticeni cu gropile provizorii? Bine. Problema e că ei nu transportă tot gunoiul menajer la Mora, îl mai depozitează acolo. Dar de ce? Care e șmecheria? Costurile, pentru că aici mergi pe tonă, pe kilogram, cât gunoi aduci, cât plătești. Dacă nu-ți plătești la timp factura, Moara spune halt, nu mai duci cu noi. Și probabil au pățit și n-au avut buget, n-au plătit, au încasat de la populație și dar n-au plătit la Moara. Și cine îi controlează? Adică cum ai o certitudine că se încasează niște taxe, se plătesc mai departe? Toate astea trebuie să aibă un circuit în administrație. Inclusiv centrele de încasări au ajuns și centrele de încasări s-au schimbat acolo, oameni au ajuns, deci numai lipsă de conducere, da? Lipsa de conducere. Vreți să vă spun că zilele trecute am fost contactat de câteva persoane la o scară de bloc unde blocul respectiv, toată scara nu au repartitoare, da? Și repartitoarele de cost la... Da, la căldură, da? La căldură, la calorifer. Și se citește de la subsol gigacalorimetru și se împarte pe fiecare apartament pe metru pătrat, da? Păi vine cu două apartamente cu zero? Cum se poate treaba asta? M-ați întrebat cu centrele din casări. Cum se poate treaba asta? Dați-mi... Iertați-mă, chiar m-am ocupat multă vreme de repartitoare cu ani mulți în urmă și nu pot să-mi explic cum. Deci toată scara nu au repartitoare, niciunul. Da. Și giga de jos trebuie împărțită pe metri pătrați, pe mod egal, în funcție de metri pătrați, pe fiecare apartament, da? De la parter până la etajul 4. Inclusiv pe scara blocului, cât se pierde, să buni pierdele pe ție pe fiecare apartament. Exact. Două apartamente pe practic zero. Partea cheltuieli comune pe condominiu. Da. Și atunci, ce vorbim? Unde este conducerea? Probabil ca astea sunt niște întrebări foarte bune la care voi dori să aflu un răspuns după ce vă veți reinstala în funcție. Deci eu când am ajuns acolo... Nu se poate să lași așa ceva. Toată bătaia era la mine cu comisii, cu controle prin... e greu. Am prins și pandemia. Nu aveai voie să intri. Dar pandemia asta mai e și trecută. Adică... Acum, da. Eu am prins în pandemie, exact când am început. Vă dați seama. Eu vorbesc de situația... Lucram cu 150 de oameni în salubritate, da? Lucram la punctele termice. Vă dați seama. Nu găseai măști, nu găseai... Cum erau condițiile la vremea respectivă? N-am avut... Am dus-o cu bine... Nu am avut așa mare, cum s-a întâmplat să rămâi, rădăuțenii să rămână fără căldură. Păi, dar mă credeți că eu făceam naveta la București, eram zilnic la București cu gazul, să nu mă închidă gazul. Eu am luat-o, tot cu datorie am luat-o.
Deci era săptămâna, poate, și de două ori pe săptămână, că tot eram amenințat că îmi chide gazul. Păi îmi spunea, băi, dar de ce nu trebuiai să plătești la gaz? Mi-a reproșat conducerea UAT-ului. Păi de ce plătești gazul? Pentru că oricum este lege și pe timp de pandemie nu-ți închide gazul. Bun, dar până când până unde ajungi cu datoria respectivă? Datoria rămâne. Păi tot trebuie să dau, da? Datoria păi rămâne. N-am avut să dau să nu plătești. Tot, dar 80% am dat din ea, da? Că nu încasez de la populație, într-adevăr. Iar cu salubritate, cu partea de gunoi, este foarte, am încercat să predau serviciul de salubritate către primărie, da? Cum e la Suceava, da? Serviciul da. Să ia prin taxe și impozite. Nu reușim, noi avem pe fiecare persoană. Sunt mulți care nu, într-adevăr, da, nu sprinși. Nu avem cum să-i prindem acolo decât prin taxe și impozite. Cel mai simplu. Dar nu se vrea, probabil. Nu se vrea. Sau probabil un management mai defectuos. Nu, adică eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, ați fi adeptul unui sistem din ăsta similar Sucevei, da, în care o factură taxa de salubrizare la primărie, sau să primești banii, primăria își primește banii de la populație. Da, exact, populația plătește la primărie, da, printr-o taxă. Da, se poate asta. Face un cont separat, din contul ăla primăria plătește, să nu spui că ia din buget, plătește. Da, am înțeles. Deci eu am mers asta cu, ar fi sunt ideea. Toate, am luat exemple, nu numai Suceava, vă dați seama. Bă, dar asta nu e nu Suceava a inventat apa caldă. Vă dați seama. Aici un exemplu care e la îndemână pentru că suntem aici aproape, dar se practică în țară la o scară largă. Să înțeleg că asta ar fi o idee pe care dumneavoastră o propuneți? Bineînțeles. Și veți milita pentru așa ceva? Da, bineînțeles. Deci este cea mai bună variantă. Da? Vă dau exemplu în zona Sibiului. Dacă ai 2-3 locuințe, plătești pentru alea 2-3, că nu stă nimeni. Nu, plătești un metru cub sau cât să plătești. E pus în hotărâri de consiliu local. Că tu tot te duci odată pe lună sau odată pe un an sau faci o curățenie, faci ceva în... Tot, chiar dacă nu locuiești. Vorbești cu un vecin și face păi, el. Păi, există tot, niște costuri și există da. Niște... Un consum. Da, un consum și plus. Mai ai și tu societate cheltuieli fixe. Sunt 22.000, da, în Rădăuz. Da, nu, cam în jur de. 16.000 sunt prinși la contract, da, de persoane. Socotiți numai... 4.000 să mai punem până la 20.000, nu 22, 4.000, până la 4.000 ori 20 de lei, s-o cotiți cât bani vin și pot să scadă din presiune cost, pe buget? Din costul sau din costul la populație. La populație. Am înțeles. Iată niște idei interesante. Îmi propun cu asta să încheiem emisiunea. E mai bun profesor de geografie la conducerea serviciilor comunale decât... Un inginer, probabil, care să știe anumite detalii tehnice. Omul potrivit la locul potrivit. Acum, dacă altcineva e profesor, na, nu, e treaba nu lui. Nu nimic de profesor, da? Dar, într-adevăr, trebuia cineva care să aibă experiență și să fie de specialitate la o firmă care... Sunt peste 30 de mașini, utilaje, trebuie să știi să faci un consum. Trebuie să știi, da, piesele respective, cât costă, de unde se iau, cum să... A, trebuie să visezi firma. Trebuie să o înțelegi. Eu vin din mediul noaptea, privat. Noaptea, dacă te întreabă cineva despre ceva, tu trebuie să vin știi. Vin din mediul privat, 20 de ani am fost în conducere, da, în mediul și privat. Acum sunt întors în mediul privat. Am lucrat în domeniul de activitate și din construcții și în transporturi. Lucrez și acum la ora actuală. Deci nu am venit, sincer, cel mai greu mi-a fost atunci cu termoficarea și cu cogenerarea, până am împrins un pic. Aia, în rest. Era un element de noutate. Da. Dar nu înseamnă că trebuie să ne sperie noutatea. Nu. Ar trebui să fim deschiși la nou și la faptul de a evolua. Adică asta e, până la urmă, principiul vieții. Așa e. Domnilor, cu asta îmi propun, cu deschiderea la nou și să încheiem într-o notă totuși optimistă, deși Rădăuțiu are nevoie și de profesionalism. Și nu doar Rădăuțiul, dar cazul de față îl discutăm. Rădăuțiu are nevoie de profesionalism.
și de optimism în același timp, de deschidere la nou, de speranță până la urmă. Pentru că dacă nu mai speri, nu are rost să mai lupți. Înțeleg că este nevoie în continuare de luptă, și este și disponibilitate pentru muncă și pentru luptă. Cu asta, un mesaj optimist am vrut să închei. Vă mulțumesc pentru prezență, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru participare și vă invit în continuare să urmăriți programele NES TV Channel. Mulțumim de invitație. Sperăm. Salutăm pe linia asta toți cetățenii și rădăuțenii și toți ascultătorii care au participat la... Mulțumim, o seară. O seară bună. O seară bună.